Sute de olteni au ajuns la medic în ultima săptămână cu viroze respiratorii, pneumonii și gripă. Potrivit DSP Olt, numărul îmbolnăvirilor este în creștere, iar vârful abia acum începe. La sfârșitul lui ianuarie și în luna februarie vor fi cele mai multe cazuri, spun cadrele medicale. Iată care este situația îmbolnăvirilor pentru săptămâna trecută. La nivelul județului Olt s-au înregistrat 695 de cazuri de infecții respiratorii acute cu 33 de internări, 418 cazuri de pneumonie cu 104 internări și 10 cazuri de gripă. Este vorba despre 4 persoane de sex feminin și 6 persoane de sex masculin, 4 persoane sunt din mediul urban, 6 persoane din mediul rural. Pacienții sunt cu vârste cuprinse între 3 și 79 de ani, care s-au prezentat în serviciile specializate ale unităților sanitare. Spitalul județean de urgență Slatina a luat primele măsuri. Pentru copiii cu gripă a fost înființat un sector la pediatrie, iar pentru adulți a fost amenajat un compartiment special în cadrul secției de boli infecțioase. În momentul de față sunt 13 cazuri de gripă intrate în secția boli infecțioase la adulți și 13 la copii și un caz suspect. La secția neurologie a spitalului din Slatina a fost declarat focar de gripă după ce 3 pacienți au fost confirmați. În momentul de față este limitat accesul în secția de neurologie, unde am avut 3 cazuri izolate în cursul săptămânii trecute, începând de vineri. S-a declarat focar, s-au instituit măsuri la nivelul secției, s-a anunțat Direcția de Sănătate Publică, iar contactii au fost cohortați și sunt monitorizați din punct de vedere clinic, urmând ca după 5 zile, dacă nu se mai înregistrează încă un alt caz confirmat, să se închidă focarul de gripă. În perioada 1 octombrie 2023, 14 ianuarie 2024, în județul Olt au fost înregistrate 23 de cazuri de gripă. Reprezentanții DSP spun că vaccinarea antigripală este cea mai sigură metodă împotriva îmbolnăvirii și, în continuare, fac apel pentru imunizare.